perioadă în care cu siguranță cetățenii au nevoie de sprijinul guvernului, indiferent care ar fi acela. Eu cred că, și nu cred, sunt sigur că prezența PSD în acest guvern dă o anumită siguranță cetățenilor. Și vedeți că după implementarea unui prim pachet care a reprezentat pentru PSD-ul Dungă Roșie, care am spus foarte clar că nu intrăm într-un guvern, ne anticipând atunci că vom avea și un război la graniță, iată că și din cauza acestui război, evoluția prețurilor, mai ales cele din energie, după care și celelalte prețuri, a cunoscut un avans extrem de mare. Și atunci avem nevoie de alte măsuri. În primă fază, acum implementăm acest pachet sprijin pentru România, care este un pachet echilibrat între categoriile de cetățeni vulnerabili, dar și pentru a sprijini mediul de afaceri. Ați putea întreba de ce. Eu cred și noi, PSD, credem că, dar în special eu ca ministru al muncii și ca lucrător în asistență socială din anul 1995, eu sunt convins că cea mai bună protecție socială este un loc de muncă. Și atunci, dacă noi, în această perioadă extrem de grea, unde avem probleme și pe lanțul de aprovizionare din cauza restricțiilor impuse Rusiei, Belarusiei și a problemei din Ucraina, avem probleme pe lanțul de aprovizionare, avem probleme cu unele materii prime pe care le luăm de acolo. Dau un exemplu, metalurgie, foarte mult fier vechi, noi luăm de acolo. Trebuie să găsim măsuri să-i sprijinim pe cei din mediul de afaceri să-și apere în primă fază locurile de muncă. De aia sunt partajate aceste măsuri din programul Sprijin pentru România între categoriile vulnerabile, dar și ceea ce se întâmplă în mediul privat și mai ales o măsură extrem de importantă, cum o considerăm noi, încurajarea fermierilor să-și vândă produsele. Și nu mă refer la produse, cât mă refer la materiile prime obținute, la grâu, la orice altă cereală sau orice altceva, care se poată, sau legumă sau fructă, care se poată să fie procesată în România. Și atunci, dacă e nevoie să exportăm un surplus de alimente, să nu mai exportăm materie primă, ci să exportăm produs finit. Astea sunt alte categorii de cheltuieli ale statului și venim în sprijinul acestor categorii vulnerabile. Dar se pune problema, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, că și toți ceilalți pensionari și toți ceilalți lucrători au nevoie de un sprijin. Exact în aceste momente lucrăm la astfel de nu neapărat scenarii, la astfel de situații pe care, din păcate, suntem pus în fața faptului împlinit de a le adapta zi de zi. Și asta din cauza evoluției și a prețurilor și a tot ceea ce se întâmplă în războiul care, vrem nu vrem, suntem țara cu cea mai mare graniță cu Ucraina din Uniunea Europeană și vreau să vă spun ca un cetățean care vin din nordul țării, impactul nu este chiar atât de simplu, este un impact, pe lângă impactul social, impactul economic este unul de bat în seamă și clar vom veni cu ceva pentru cetățeni, dar lucrul acesta îl voi comunica public între dumneavoastră atunci când coaliția politică care susține guvernul va fi luată o decizie finală. Nu vreau și de ce, justific și răspunsul, nu mi-aș dori să transmitem cetățenilor ceva pe care ulterior să nu putem să îndeplinim. Orice spunem noi acum este foarte atent privit de cetățeni și nu vreau să dau o speranță pe care noi ulterior să nu putem îndeplini. Preferăm să fim nu neapărat reactiv, cât proactiv și să venim în sprijinul cetățenilor cu măsurile pe care le considerăm importante. Vreau să vă dau doar o cifră. Astăzi am făcut o centralizare, deja 1,2 miliarde de lei prin Ministerul Muncii s-a plătit către furnizorii de energie și gaze naturale pentru compensarea prețurilor. Gândiți-vă că acești 1,2 miliarde de lei nu au ieșit din banii, din buzunarele noastre ale cetățenilor români. Au rămas la dispoziția noastră și ne-am putut astfel apăra în continuare cât de cât puterea de cumpărare. Sunt măsuri pe care le gândim, pe lângă a trece direct la majorări și salarii de pensii, care să ajute din mai multe puncte de vedere. Domnule ministru, dacă îmi permiteți, mai cel celălalt...